și au oferit, cel puțin în prima repriză, câteva momente bune. Și pe fondul unui joc bun și rezultatul Qatar. E o echipă care era în vecinătatea noastră. N-am zis la 4 puncte de ei, dar e o poziție de palmares statistică care nu prea ne interesează în mod special poziționare. Bine, profesional, toată lumea tânjește, dar e un moment în care mă interesează mai mult alte aspecte. Și cred că la Matrix și un joc bun și un rezultat în măsură o angrenare bună a băieților în efort, s-au deschis bine, mi-a plăcut de azi. Inclusiv pe Ciucurea, nu? A intrat și a marcat. Cât are? Da, 16 ani? e un copil bun, e născut 2000. Calitate. Mai trebuie să confirme puțin fizic. Dar unul din copii buni, chiar ultima generație la Andrei nu prea mai am nimic pentru echipa mare și mă bucur că au apărut. El, Puia, sunt copii crescuți de noi care sper în viitor apropiat să fie oameni de bază. Și acolo, dacă tot ne permite momentul, o să le dau aminte pe finalul ăsta de campionat. Mai sunt așadar câțiva care pot să mai intre și... Dar nu poți să le dai punctul tuturor, nu? Mai sunt, da. Nici nu putem. Am mai făcut noi un experiment. O mișcare de genul ăsta în play-off, acum 2 ani, nu are la fel. Niciun stres și e greu să joci cu junior, cu mulți copii. Nu, încă nu sunt la un nivel înalt de exprimare. Dar capătă experiență, da? Angrenându-i în luptă cu cei mai mari, de la care să înveți. Dar vorbesc de idei, pentru că am avut juniori în toată aia de afară, și Roșoagă, și Oprea, și Oprea Elbi, îți veniți din altă parte. Nu au fost jucători crescuți de noi, la capitolul Moglan, era și un jucător de la Galația Rus. Ciucurea, Puia sunt de aici, ai noștri. De Grimbi. De Grimbi. Era doar să...